ouvintes. Eu me inscrevi de hoje, Giveri Joase. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu ne aflăm, iată, la a doua duminică din postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. O duminică ce încheie penultima lună anul civil 2021 și deschide săptămânile spre sărbătoarea Bucuriei, sărbătoarea Domnului Iisus Hristos, cel ce s-a născut cu Duhul Betleem. Duminica de astăzi, a 30-a după Rosarii, a Drevătorului Bogat, constituie un privilej de a vorbi din nou despre viața cea veșnică, dar și despre urmarea lui Hristos, la care ne cheamă chiar El însuși. Sfinții evangheliști, Luca și Matei, ne prezintă un dregător bogat, despre care evanghelistul Matei spunea că era tânăr, care l-a căutat pe Mântuitorul să afle de la el ce ar trebui să facă pentru a moșteni viața veșnică. Nu era un învățător de lege. Era un om bine intenționat și sincer. Nici ipocrit, nici fariseu. Căutând să înțeleagă și să-și mai adauge ceva la statura sa pentru a moșteni viața cea veșnică. Știu că pe cei ce s-au pregătit și pe copii să plătească sub obișnuință la altarul de vară, unde se face împărtășania. Acest tânăr a venit la Hristos pentru a afla ceea ce spunea mai devreme, mai multe despre moștenirea vieții veșnice. Hristos, Domnul, îl privește cu blândețe, știindu-i viața sa, știindu-i felul său de a fi. Și îi spune să păzească poruncile și exemplifică câteva dintre ele, cele care privesc viața noastră sub raport moral. Să nu furi, să nu uciți, să nu fii desprânat, să nu fii mincinos. La care, desigur, îl îndeamnă să-și cinstească părinții, adăugând și porunca cea nouă din legea sa cea nouă, de a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul îi răspunde Domnului că de toate acestea le-a păzit încă din tinerețile lui. Iar Domnul continuă. Sfântul Evanghelist Luca prezintă ca o recomandare. Îți mai lipsește ceva, spune Luca. Iar la Matei apare aceste punți ca un sfat. Dacă vrei să fii desăvârșit. Și continuă Domnul, vinde toate câte le ai și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează. Aceste nunți l-a înfristat pentru cât era bogat. Și lucrul acesta îl determina să se întristeze, pentru că își trăise viața sub raportul acestor bunuri materiale.
și era greu să se despartă de ele spre a trăi diferit și a-i urma lui Hristos. A putea spune că se asemăna bogatului nemilostiv din pilda pe care am auzit-o citită în urmă cu câteva săptămâni și a săracului Lazar, se asemăna bogatului din Evanghelia Duminicii trecute. De aceea s-a întristat, căci inima lui, viața lui, sufletul lui se centrau în jurul acestor bogății vremelnice, dar totuși era îndemnat să respecte poruncile pe care l-a și împlinit. Atunci cine poate să se mântuiască? Răspund, îi spun apostolii Domnului. Iar Domnul le răspunde, cele ce nu sunt cu putință la oameni, cele ce sunt cu putință la Dumnezeu. Iubite mincioși și credincioase, Evanghelia Duminicii acesteia, relatată de către Evanghelistul Luca și completată de către Evanghelistul Matei, ne îndeamnă la păzirea vieții noastre, la păzirea poruncilor spre a ne pune la adăpostul providenței divine. Ne îndeamnă să împlinim toate cele care îngrumie pe cei ce sunt în jurul nostru. Faptele milei trupești și sufletești care ni se adaugă sau care vor mărturisi pentru fiecare dintre noi atunci când va veni viața veșnică, viața viitoare. Să ne amintim împreună care sunt poruncile date de Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai. Să iubești pe Dumnezeul tău și să nu ai alt Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci nicio plic și nici o altă formă de asemănare și să-i te închizi. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Adu-ți aminte de ziua de odihnă și să o cinstești. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine ție și să trăiești mulți ani pe pământ. Să nu uciți, să nu fii desprânat, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă, să nu mărturisești strâng împotriva aproapelui tău. La aceste porunci capitale în legea cea veche și păstrate cu o mare rigoare în legea cea nouă, Domnul adaugă celelalte învățături încununate de porunca cea mare din lege. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Avem unitatea de măsură a propriei noastre iubiri. Știm cum ne iubim noi pe noi înșine. Și grija pe care ne manifestăm, aceeași grijă și aceeași iubire, Domnul ne îndeamnă să o arătăm și celor din jurul nostru. E adevărat. Nu e ușor și uneori tare dificil, pentru că nu ne iubim nici pe noi, dar mai să iubim pe cel de lângă noi. Nu
ne iubim pe noi pentru că ducem o viață dezordonată, dezorganizată, o viață sub raportul simțurilor noastre, pe orizontală, nefiind capabili să ridicăm capul și spre volta Cerului, spre Domnul Dumnezeu. Hristos ne spune despre urmarea sa într-o altă evanghelie. De va voi cineva să-mi urmeze mie să se lepede de sine. De greu ne lepădăm de noi înșine. Lepădarea de sine nu este negarea noastră, anularea personalității noastre, ci îndepărtarea eului posesiv și egoist din centrul vieții noastre și așezarea lui Hristos în centrul vieții noastre. Că cel este izvorul vieții noastre. Iar scopul final al vieții noastre este mântuirea sufletului. Iar cine poate să-ți ofere această mântuire dacă nu Hristos? Împlinindu-te prin tainele Lui și, desigur, prin harul pe care îl coboară peste fiecare dintre noi. De aceea, eliberarea de patimi și de păcate, eliberarea de tot ceea ce este rău și dăunător, face accesibilă privirea noastră spre Împărăția Lui Dumnezeu. Ne convingem zi de zi cât de fragilă este viața. Ne surprinde rapiditatea cu care se încheie viața pentru unii dintre semenii noștri. Și de aceea, iubiți credincioși, această clipă să ne fie mereu înaintea ochilor noștri, ca pregătiți fiind aici pe pământ să pășim dincolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, unde, cu siguranță, căci în dreaptă măsură, va da Dumnezeu pe cată fiecăruia. Sfântul Apostol Pavel, am auzit citindu-se epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele 12 până la 16, și vă citesc. Iată ce spunea el despre urmarea lui Hristos. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii, și pacea lui Hristos, pentru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască cu voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în salm, în laude și în cântări împotrice. Pavel nu numai că i-a îndemnat, dar el însuși a pus în propria sa viață cuvintele pe care Hristos Domnul ni le-a dăruit, inclusiv nouă celor de astăzi și desigur celor care vor veni după noi. Pavel a îndurat și el pipegie, suferințe, temniță și moarte pe cruce la Roma.
poziția lor responsabilă, normală, frumoasă și binecuvântată înaintea lui Dumnezeu. Nu este suficient doar să postim sau să reducem perioada aceasta la o obținere voluntară de la anumite alimente. Nici să ne rugăm mai mult. Dacă nu învelim aceste virtuți în milostenia lui Dumnezeu. Învățătorule bune, spune tânărul de astăzi, iar Hristos îi spune, de ce fii bun? Bun este numai Dumnezeu. Bunătatea este atributul lui Dumnezeu și asemănarea spre care tinde. Faptele noastre se concretizează în dărnicie și milostenie. Ne rugăm, postim, îl adorăm pe Dumnezeu, îi venerăm pe Sfinți, participăm la Sfintele Slujbe, dar toate acestea să se regăsească în liturgia de după liturgie, adică în faptele pe care le facem fiecare dintre noi și de care Dumnezeu știe și pe care Dumnezeu le răsplătește cu siguranță fiecăruia. Cred că am avut cu toții experiența personală de a fi răsplătiți de Dumnezeu pentru lucrurile bune pe care le-am făcut. Și nu odată am exclamat că mare-i puterea lui Dumnezeu în viața noastră și în viața semenilor noștri. De aceea, iubiți credincioși, în măsura, sigur, posibilităților noastre și a ceea ce putem să punem zâmbetul pe față unor sărmani, să ștergem lacrimile celor care suferă în diferite situații, să-i cercetăm pe cei ce sunt bolnavi, să-i vizităm pe cei ce sunt singuri, căci și acestea sunt faptele milei trupești ce se vor adăuga nouă în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră și să avem parte la finalul acestei perioade de post, de iubirea lui Dumnezeu, cea dezinteresată, cea care mângâie și înjuriază, cea care bucură și încurajează pe toți cei ce cred în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu lumea și în vecii vecilor. Amen.